Calculați volumul betonului necesar, știind că grosimea pereților este de 30 de centimetri. Nu se poate, înțeleg problema. Nu zic că o să se mai știe o dată de două ori până înțelegem problema. Deci s-a construit un bazin în formă de dreptunghi. De dreptunghi e dreptunghi jos în baza. Și lateral este tot dreptunghi. Și aici am dat sus voi și mai un dreptunghi, da? Da, adică dreptunghi. Da, și înălțime. Și mai are și nu-i acoperit bazinul. Și acum bucata aia are vreo 60. Și acum, uite, stai de zi, scrie așa. Lungimea lui este 25 de metri, înălțimea este de 12,55 și înălțimea de 2,5. Calculați volumul betonului necesar, cât beton a intrat în pereții bazinului, știind că grosimea pereților, știi grosimea pereților? Grosimea, deci intră 60 de euro. Mamă, da, mă. E un alt, cât e un alt de ce? Un alt paralelepiped. Deci un alt paralelepiped. Grosimea de ce? Așa. Dar lungimea de urmă tot alea. Adică vine lungimea de 96. Nu. Lungimea de 25, lățimea de 12,5. Lungimea pe interior vă rămâne aia? Bă, de acolo ne ducem, sau cum? De aici ne ducem așa? Cu 30? Uitați, arată-mi figura, acum, poate n-am dat după figură, da. Vă dați seama că nu uitați figură. Uitați figura. 5. Dar nu rămâne același, de ce bazinul e blocat, e mai mic decât... Păi, de la una, de aici, ăsta e bazinul, da? De aici plec, nu? Încolo sau încoace? Depinde cum arată pe partidul. Nu, nu. Cum? Când e practic, ce se întâmplă? Exact. Voi ați intrat într-un bazin la piscină, la o piscină. Deci, este piscina, la partea de jos așa o vedem, dreptunghiul acesta, am și înălțimea. Asta înseamnă că o cutie trebuie să vă închipuiți, bazin cum arată ca o cutie. Hai să zicem așa. Când e piscina? Asta e piscina, da? E bine, o e mai înaltă. Da, se zice că 2,5 metri acolo. Se zice că 2,5. Da. Și acum, autorul spune așa, citim la problemă. Dintre așa, care lungimea de... Se construiește un bazin pentru noi în afară, deci pentru noi în formă de bazin, cu lungimea de 2,50. Deci, are vedere și... Lungimea de 25. 25 metri. Deci, atenție, avem în vedere interiorul. Da. De la peretele de aici până la peretele ăsta. 25 de metri. Lățimea. 12,5. Tot în interior. Da, și înălțimea. Și înălțimea. 12,5. Iar așa. Și acum, pereții bazinului. Deci, pereții bazinului, din jur împrejur. Corect. Și atunci este un alt paralelepiped care și-a modificat dimensiunile cu 25 care era plus aici grosimea peretelui, plus în partea asta grosimea peretelui. Corect. Și care e grosimea? 25 plus 60. Dar care e grosimea? Cât 60 parcă. 30 centimetri. Adică 30 de parte, 30 de parte. 25 cu 30. Ei? 25 de metri plus 30 de centimetri. Centimetri, da, de atenție la unitate. Adică se transformă în metri, de unde va fi 0,... Sincer, se eu cred că trebuie să transformăm în centimetri. Să rămânem în centimetri? Da, deoarece am avea numere și am avea cu mine. Hai să vedem. 25 de metri. Hai să vedem. Spune-mi așa, 25 de metri, câți centimetri? Câți centimetri înseamnă? 250. Nu, 2500. 2500. Pe de la metri, centimetri, sunt 2500. Centimetri, da. Centimetri. Plus grosimea într-o parte. Și plus grosimea... Și într-o parte și cealaltă. 30, 30, 50. Deci plus
Asta este, hai să-i transformăm așa. Hai să-i transformăm. Și el mic, egal de mic. Asta e egal 12,5 metri, că este exact. Costă 1250 de metri. 5 metri. Plus 60. Înălțimea pe. Și înălțimea. Pe exterior, lungimea... E de 2560. 2500 plus 60, da? 30. 2560 centimetri. Bun. El mic, 1. Egal cu 1310. 1310. 1310. Centimetri. Iar înălțimea... Și H egal cu 2530. 280 centimetri. Și acum trebuie să află... Da, cât de volum, sau ce? Volumul vetor. Așa, trebuie să află cât beton intră. Cât beton intră. Pereti, asta e numesc. Păi meseriașul, când construiește meseriaș, vine inginerul... Păi de matematică! Este 60! Vine inginerul și zice, dom'le, cât beton trebuie ca să cumpăr? Păi stai puțin, peretul e 30, lungimea acolo asta, așa, trebuie să-ți fac o piscină de atât, dar atâta beton îți trebuie. Păi de acest matematică am spus, fără vedea pe el. În construcție, iau cum s-a făcut. Iau, mai cum s-a făcut. În metri, cât îmi intră mie în beton acolo? Cum? Foarte tare este chestia. Dar este acolo un dreptul mai mare și un mai mic? Da. Păi oare ce se face? Din volumul ăla mare, scădem volumul aerului. Din bazin, apei, din bazin, dar ar fi s-o cumpărăm. Ca să rămână numai volumul pereță. Ce mare plus? Din ăla mare, păi o să fie... Păi volumul mare putem afla. 60. Volumul, ce facem? Mărțim! Hai să mărțim! Deci, volumul 1 de aici. Volumul 1 egal de 1. Volumul exterior. Hai. Da. Exterior, da. Corect. Egal, 2560 ori 1310, să scriem. 2560 ori 1310. Ori 1310 ori 280. 280 egal. 280. Egal 939 de mii, 939 de milioane, 8.000. 939 de milioane. 939 de milioane. 008.000. 000. 00. Centimetri cubi. Centimetri cubi. Hai să-i transformăm în metri. Corect. E cam mare. E mult, dar acum transformăm în metri, ca să fie mai puțin. Nu pot. Ei, nu. E un metri, așa. 6-0-8. Trebuie să împărțim 6-0-8. Și cât este? 939,00. 939,00. Metri cubi. Bun. Nu contează. Păi, dar nu. Păi, dar cine vreau cu piscina așa de mare? Păi, stai puțin, dragă. Și acum, facem loc să la prima. Pe cum are semn mai dare? Păi de cine vreau piscina așa de mare? Pe mai dare. E vorba de... Cât beton, mă. Cu tot cu aerul din... Cu tot cu apa. Acum facem volumul apei ca să scădem și să rămânem
Vor cu pereților. Exact, acum facem vor cu celălalt. Ia să vedem. Deci volumul, volumul interior. Da, exact, cu 2500. 2500. Ori 250. Ori 250. Cine 781 de milioane. 781 milioane. 250 punct 00. Deci 00. Centimetri cubi. Centimetri cubi. Transformăm. Zi la mine tu acum. Câți metri cubi? Să zic cât ai de cât de 1000. 9007 a fost. Da, nu, dar asta să trebuie să vorbim. 2 cu 10 la a 5. A 6. Atenție! Că 10 la 3 are 3 spațiu. Și cu un spațiu. Da. 10 la 6. Și o să fie? Și o să fie 781,250. 781,250 metri cubi. Și acum, volumul beton. Volumul beton. 939,008 939,008 egal cu 157,758. Să 157,758. 758. Asta e beton. Metri, metri cubi de, de beton. Beton. Atâția metri cubi de beton trebuie. 157 de metri cubi. Acum mai poate beton. Să fie încă ceva precizat. Metru cub de beton costante. Nu-i precizată problemă, dar dacă vreți să vedem. Metru cub costante. Ia să vedem cât material. Păi cât costă? Cât costă? Cât plătești pe metru? Cât plătești pe beton? Cât costă pe beton? Păi da, cât 2 lei costă. 2 lei? Da. Problema să arată ce dați să duci la magazin spre vreau 781 de... Nu, eu îți vedi și centimetri. Da, nu. Îți vedi și centimetri. Nu te duci la magazin, că nu cumperi pâine. Da, de poziție. Da, de poziție. Da, și eu vreau 780. 7-9, dar la locații de beton. Și spui, asta inginerul spune. Exact. Inginerul constructor, da. După ce a făcut calculul, spune, zice, îți trebuie 157 de mii, 157 de metri cubi. O cisternă. Și dacă... Una, 20. Am vrut să dai 35 de mai. Spune 750 de milioane, 250 de mii. De centimetri cub? Nu. Nu să vedeți. Deci noi trebuie să vorbim că acolo e timp de... Exact, de obicei, la lungime, înălțime. Eu, care vreau să construiesc piscina, comand. Chem inginerul constructor, spune, o face o piscină cu dimensiunile astea. Și 10 metri, niciodată nu 10 metri. Da? Și 12, eu vreau să vă spun că dacă ar costa de 2 de metru, unități de măsură pentru lungime, pentru volum, pentru... Unități de măsură, da? Da. Părți de măsură. Pentru lungime suprafață și volum. Apoi am vorbit de paralele din el. Volum. Și problema generarea celor variante, care se putea de suma lor să facă 100.
mine, Radia. Variantelor. Pentru folosim cifrele de la 1 la 7. Așa și folosim doar adunarea. Folosim doar adunarea. Yeah,